Iubiți credincioși, Hristos a înviat, așa cum am promis, vom continua cu tâlcuirea simbolului de credință a Sfântului Ierar Nicolae Velimirovici din seria Tâlcuiri și am ajuns la articolul 9. Dacă articolul 8 s-a referit la credința în Domnul nostru Iisus Hristos, la ultima sa fază a vieții pământești, în care am spus că după ce am mărturisit în articolul 7 că a pătimit, s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. În articolul 8 am mărturisit că s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui. Iar acum, în articolul 9, vorbim despre a doua sa venire. Așadar, Sfântul Ierar Nicolae Velimirovici, tâlcuire la crez, articolul 9, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Porunca aveți să privegheați, iar veghea este o trezvie, pază și așteptare, veghe asupra propriei voastre persoane, asupra gândurilor, asupra dorințelor și asupra faptelor, aceasta este porunca credinței voastre. Trezvia ascute vederea duhovnicească și astfel poți vedea și deosebi binele de rău. Poți ști care din ele vine în inima și în gândurile tale. Prin buna pază, vrăjmașul este alungat și este îngăduit prietenul. Așteptarea întărește iubirea și curăță cugetul. Pe cine așteptați voi mai mult decât orice? Pe iubitorul, pe cel mai iubitor, pe cel căruia îi datorați venirea voastră într-o această lume, prin iubirea sa pentru voi și cel care vă așteaptă pe voi cu iubirea sa cea mare în lumea cea de-apoi. Iată, El a promis că va veni. Sufletele omenești freamătă după această făgăduință, asemenea iubirii care freamătă în așteptarea celui iubit. Această așteptare sporește iubirea și curăță cugetul. Drept aceea, privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Matei 25, cu 13. Acestea sunt cuvintele de prevestire. Să nu fiți ca și cele cinci fecioare nebune, care fără de grijă fiind vor fi alungate. El va veni, privegheați și nu dormiți. El a venit odată și va veni din nou. Prima dată a venit într-o smerenie, a doua oară va veni într-o slavă. Prima dată a venit ca răscumpărător al lumii, a doua oară va veni ca judecător al ei. La prima venire, El a rămas pe pământ 33 de ani. A doua sa venire va dura foarte puțin, căci precum fulgerul iese de la răsăritul și se arată până la apusuri, așa va fi și venirea Fiului Omului. A spus El însuși despre această a doua venire a sa. Matei 24 cu 27. Atât de surprinzător și de fulgerătoare va fi a doua venire a Domnului. Deci și îndemnul este adresat tuturor credincioșilor. Deci privegheați că nu știți ceasul în care Domnul vostru va veni. Matei 24 cu 42. Prima dată Domnul a venit ca un semănător trudnic, iar a doua oară va veni ca un secerător grabnic. Și precum seceratul este o muncă mai scurtă în comparație cu multele lucrări ce trebuie făcute de la secerat, la semănat, la secerat, tot așa și a doua sa venire, în comparație cu prima, va fi mai iute și mai scurtă și mai ales surprinzătoare. De aceea porunca avem să fim treji cu Duhul, să priveghem și să așteptăm. A doua venire a Domnului va fi cu slavă, plină de strălucirea slavei nevăzute. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul omului venim pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Venirea sa va fi cu adevărat demnă de împăratul împăraților. Înaintea sa, sub el și în jurul său, vor zbura cete strălucitoare de îngeri, nenumărați. Trâmbițele vor suna din gurile îngerilor vestitori, foc și pară va merge înaintea lor și va trimite pe îngerii săi vestitori cu mare glas de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi, de la marginile cerului până la marginile pământului.
Matei 24:31. Astfel a grăit Domnul despre a doua sa venire, iar prorocul său văzător cu Duhul, pe care nici evreii nu-l tăgăduie, o zugrăvește astfel. Scaunul lui este pară de foc, roatele lui foc arzător, râu de foc curgea ieșind dinaintea lui și mii de mii îi slujeau lui. Și întuneric de întuneric stătea înaintea lui. Și judecătorul a așezut pe scaun și cărțile s-au deschis. Daniel 7:9-10. Iar apostolul grăiește astfel. Și vouă celor necăjiți, odihnă cu noi să vă fie într-o arătare a Domnului Iisus Hristos pe cer cu îngerii puterii sale, cu băpaie de foc dând izbândă celor ce nu cunosc pe Dumnezeu și celor ce nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, care vor lua muncă și pieire veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni să se proslăvească într-o sfinții Săi și să se facă minunată într-o credincioșii Săi, că s-a crezut mărturia noastră întru voi în ziua aceea. 2 Tesaloniceni 1:7-10. Neașteptată va fi venirea judecătorului și va fi mare în putere și în slavă, iar judecata sa va fi după aceea, după cum el însuși a prorocit, Matei 25:31. Va despărți pe toți oamenii de-a dreapta și de-a stânga sa, ca un păstor care desparte oile de capre. Celor de-a dreapta le va spune dreptul: veniți, blagosloviții părintelui meu, și moșteniți împărăția ce este gătită vouă de la întemeierea lumii. Matei 25:34. Iar celor de-a stânga le va spune: duceți-vă de la mine, blestematilor, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Matei 24:41. Judecata va fi simplă și aspră. Primii vor fi chemați la viață și fericire veșnică, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit. Când binecuvântații vor întreba, când l-au văzut flămând, gol, sărman, el va răspunde: amin, zic vouă, întrucât ați făcut unea dintre acești prea mici frați ai mei, mie mi-ați făcut. Iar ceilalți, care se vor afla de-a stânga sa, vor fi alungați de dreptul judecător în chinurile veșnice, în focul pregătit pentru diavol și pentru slujitorii lui. Când cei nebinecuvântați îl vor întreba, când l-au văzut ei gol sau în nevoie, judecătorul le va răspunde cu aceleași cuvinte: amin, grăiesc vouă, întrucât n-ați făcut unea dintre acești prea mici frați ai mei, nici mie nu mi-ați făcut. Priviți voi cei după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și vedeți cum Domnul Hristos se aseamănă cu cei ce pătimesc în lume. El îi numește cu milostivire frații săi prea mici. Oare ați refuza să le dați pâine voi, fraților lui Hristos? Aflați deci cine îi alungă pe aceștia, pe el îl alungă. La judecat aceste lucruri se vor arăta limpede și el va arăta după dreptate. Și când judecata se va încheia și se va începe împărăția celor drepți care nu va avea sfârșit, atunci drepții vor străluci ca soarele într-o împărăție a tatălui lor. Toate celelalte împărății vor trece. Orice altă domnie sau putere se va risipi ca ceața în fața soarelui. Doar împărăția sa, împărăția lui Hristos va rămâne, fără granițe, după cum s-a prorocit și după cum au văzut în vedenile lor prorocii și apostolii, Sfântul Ioan Evanghelistul, pe care evreii îi cinstesc. Stăpânirea lui este stăpânire veșnică și nu va trece și împărăția lui nu se va strica. Daniel 7:14. Și împărăția sa va fi mai trainică decât însuși cerul și pământul, că s-a spus că cerul și pământul vor trece, dar împărăția sa va rămâne. Apocalipsa 21:1.
Cu astfel de strălucire, putere și slavă, se va încheia drama omului născut din Dumnezeu, începută în peștera rece de la Betleem. Astfel va crește și grăuntele de muștar, Matei 13:31, și se va face mare pom al vieții și va acoperi întreaga lume văzută și nevăzută. Fie ca sufletele voastre să se bucure de aceasta, drepților, dacă pătimiți în numele lui Isus și dacă răbdați umilințe pentru dreptatea lui în viața aceasta. Fiecare zi de tristețe, de chin și de umilință vă va aduce viacuri de bucurie, căci veți fi răsplătiți cu cetățenie îngerească în împărăția lui Dumnezeu. Cine îi va semăna măcar un pic lui Iisus în pătimire, îi va fi asemenea lui și în slavă. Lacrimile și rănile voastre acum ascunse vor fi luminate de soarele Hristos, care nu va apune niciodată. Părernicile voastre înfrângeri din pricina Evangheliei sale vor fi transformate într-o biruință răsunătoare pe care o vor înscrie oamenii nu cu cerneală, ci îngerii lui Dumnezeu o vor vesti cu sunet de trâmbiță. Pentru cei nedrepți, mai bine ar fi să se cutremure și să se căiască acum decât la judecată. Iar voi, purtătorilor de Hristos, bucurați-vă! Bucurați-vă că Mesia al vostru este judecătorul lumii și va judeca cu dreptate. Și iată, același Iisus pe care Irod a vrut să-l omoare cu sabia încă din leagăn, pe care Iuda l-a vândut cu 30 de arginți, pe care arhierei evreilor l-au chinuit și l-au bătut, pe care Pilat l-a găsit nevinovat, dar l-a răstignit pe cruce. Cel care mare chinuri și-a dat Duhul pe Golgota, cel care a treia zi a înviat cu slavă din mormânt, cel care la 40 de zile s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui. Același Iisus va veni iar într-o mărire și într-o slavă. Va veni ca judecător al lumii să judece vii și morții. Va veni ca împărat fără de moarte ca să deschidă porțile împărăției nepieritoare pentru cei drepți. În această împărăție drepții vor străluci precum soarele. Aceasta este credința celor drepți, a celor smeriți și blânzi, dar neînfricoșați pe calea dreptății. Aceasta credință nu poate fi primită de cei al căror inimă este călăuzită de ochi. Ea este iubită de cei ce știu mărirea lui Dumnezeu și dreptatea veșnică. Pentru că ei este bucurie să se gândească la slava lui Dumnezeu celui fără de moarte, în mijlocul miezmei morții din jurul lor, din această lume. Și bucuria lor este să facă dreptate, înconjurați fiind de nedreptate. Măreția lui Dumnezeu îi atrage și frumusețea dreptății îi nobilează. Ei fac dreptate, dar nu se încred în faptele lor, ci în mila lui Dumnezeu. Cu cât sunt mai drepți, cu atât sunt mai temători de judecata lui Hristos care îi așteaptă. Iar necredincioșii fac nedreptăți deoarece nu se tem de judecata lui Hristos. Fericiți cei care așteaptă venirea Domnului într-o mărire și în slavă și care îi ajută pe fraților mai mici într-un Hristos, așa cum l-ar ajuta pe Hristos. Fericiți cei ce în priveghere și în trezvie, în bună pază și în așteptare, prevestesc și privesc la cel iubitor, la cel mai iubitor, așteptați-l cu adevărat, și îl veți întâlni lângă cele cinci fecioare înțelepte. El vă va deschide poarta raiului și va împărăți împreună cu ele în vecii vecilor. Nu este oare aceasta credința voastră, o purtătorilor de Hristos, și credința celor mai drepți dintre strămoșii voștri? Să fie atunci și credința copiilor voștri din neam în neam. Aceasta este credința de care nu trebuie să vă rușinați. Credința ortodoxă, adevărată, mântuitoare a celor care poartă chipul lui Dumnezeu în ei. La ziua judecății lui Hristos, ei se vor numi binecuvântați de judecător și de judecata lui cea dreaptă. Amin.